Bună ziua și bine m-am regăsit la al treilea episod din podcastul medical, un podcast despre sănătate în care simplificăm termenii medicali. Iar astăzi, la al treilea episod, îl voi avea ca invitat pe domnul doctor Singh Ravindra, medic primar gastroenterolog, iar alături de domnul doctor am pregătit o temă interesantă și anume vom vorbi despre gastroenterologie la general și după vom aborda un pic teme mai specifice. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Să vă întreb, ca să înțelegem exact, ce este gastroenterologia și când trebuie să mergem la un gastroenterolog? Noi, ca gastroenterolog, ocupăm cu tractul digestiv. De exemplu, poți să începem de la esofag, stomac, ficat, intestină subțire, intestină grosă. Și care sunt cele mai frecvente simptome care ne sugerează că trebuie să vedem un specialist? Există mulți simptome, dar unii dintre simptome care este o semne de alarmă. De exemplu, când avem rectoragie sau, spunem, scaun cu sânge, mai ales dacă este repetat, alternativ sau persistent, neapărat trebuie să prezentat la consultație, pentru că unii ori situația poate să fie grav, unii ori situația poate să fie și puțin grav, dar neapărat asta trebuie verificat. Dacă aveți scădere pondral, dacă dureri persistent pe zona abdominală sau tubul digestiv, sau dacă aveți greață, vărsături. Asta este niște simptome care necesită să prezentată cât mai repede la un gastroenterolog. La un consult, ca să vedem exact care este problema. Exact. Acestea sunt cele mai uzuale simptome? Uzuale care necesită neapărat să prezinte la consultație. Și în cazul acesta, fiind cele mai frecvente probleme care pot apărea, se întâmplă mai des la tineri sau doar la cei bătrâni? De obicei, simptome pot să apară și la tineri, și la bătrâni, dar când avem o vârstă mai avansată, e mai important să verificați, mai ales unii care au istoric familial. De exemplu, bunici sau tata sau mama, aici contează foarte mult și ce grad de rude sunt. Atunci e mai important să verificați, pentru că există risc de cancer de colon mai mult dacă are în familia cineva. De exemplu, Societatea de Gastroenterologie recomandă între 4-5 de ani să facem un screening de colon la toată lumea. Și atunci, ca să subliniem această informație, recomandarea este ca la vârsta de 45-50 de ani fiecare dintre noi să meargă la un control, la un gastroenterolog, pentru a evita alte complicații sau pentru a preveni un potențial cancer de colon. Mai ales și dacă are simptome sau nu are simptome, totuși trebuie să vină el. Și preventiv e bine să preventiv, mergem din ce înțeleg. Preventiv, ca să facem un screening. Okay. Ce trebuie neapărat la ei colonoscopie în caz ăsta. Ok. Și atunci, legat de simptomele pe care le-a spus înainte, să le luăm un pic pe rând și trecem la cel de grețuri și presupun că atunci vine din partea de gastrointestinal și ce simptome are omul sau ce îi produce simptomele acestea. Unul dintre este cel mai important este fumatul, lipsa de mișcare, excesiv alcool, stres. Ziua de astăzi este cel mai mare problemă astea, fiindcă mai ales la pandemie, acum toată lumea stă acasă și citesc toată ziua pe internet cu toate feluri de probleme și sunt foarte stresat. Stres este un mare factor pentru grămadă de boli, și digestiv, și neurologic, și sciatic. Cum este indicat să ne pregătim pentru un consult? În timp consultație, noi ca gastroenterolog preferăm tot timp pacienta ar fi bine vine nemâncat, măcar 4 ore, ca să poți să efectua și un ecografie. Ecografie este o metodă neinvazivă și accesibilă și dă grămadă de diagnostic și unii ori noi trecem și cu grămadă de boli care nici nu așteptam. De-aia e mai bine să fie prezentat pacientul nemâncat măcar 4 ore și putem să facem ecografie. La ecografie, de exemplu, pacient poate să vină cu dureri, da?
ei crede că poate să ai ulcer sau poți să ai alte probleme, pancreatită sau orice, se poate află în timp ecografie, pentru că unii ori poți să fie o litiază biliară sau pietre la fiere, unii ori poți să vedem și pancreas, să nu fie ceva pe pancreas, sau altă anomalie sau altă bol care poți să vede pe ecograful. Deci se face o ecografie, dar poate nu se află sau nu se vede direct din ecografie care este problema noastră. Ce putem face mai departe? Tot bolile nu putem să găsim chiar pe ecografie. Într-adevăr, ecografia ajută destul de mult, dar în condiția asta, când nu am găsit nimic ecografic, dar prin consultație sau prin simptome am văzut, am ceva suspiciune, de exemplu, atunci trebuie să avem nevoie de niște investigații suplimentare, de exemplu, trebuie să facem niște teste laborator sau endoscopie, sau dacă este complex, n-am găsit nici acolo nimic, unii ori o să avem nevoie și de un RMN sau un tomografie. Și cu speranța că nu o să ajungem să avem complicații, cum putem preveni asta? E foarte important să avem activitate, trebuie să evităm fumatul, trebuie să evităm alcoolul, plus să consumăm cât mai mult legume, cât mai puțin carne sau, dacă ar fi bine, să consumat mai mult pește. Deci peștele e mult mai bun decât carne roșie. Normal, da. Bun, deci ca să nu ajungem la domnul doctor, nu fumăm. Încercăm să nu exagerăm cu alcoolul, da. Mișcare și o viață echilibrată. Un stil de viață mai sănătos e foarte important. Super! Să mergem atunci la cumpărături, să facem coșul, să nu ajungem rapid la gastroenterologie. Vă mulțumesc mult, domnul doctor! Mulțumesc și eu pentru invitație. Și să ne revedem la un alt episod. Bine, mulțumesc! Seara plăcută!